Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Elevii care au obținut premii la concursurile și olimpiadele naționale de limba română au fost astăzi premiați. Elevii au fost răsplătiți cu diplome și cărți. Peste 150 de elevi de clasele gimnaziale și liceale au fost răsplătiți în cadrul festiv de către reprezentanții Inspectoratului Școlar pentru performanțele obținute. Oficialii învățământului Vrâncean i-au felicitat pe elevi pentru că au reușit să reprezinte cu cinste județul nostru în competițiile naționale și chiar internaționale, un elev din Adjud obținând un premiu important la Olimpiada Internațională de Lingvistică. Bilanțul acestui an la disciplina limba și literatura română este unul foarte bun, pentru că, după cum cu toții din cei prezenți știți, am avut multe concursuri, foarte atractive, se pare, pentru că mulți dintre cei care sunt acum în sală se regăsesc și pe alte liste și știu că o să-i revăd peste vreo oră pentru a-și lua premiile și diplomele de la alte concursuri, astfel încât la disciplina limba și literatura română am făcut aseară de curiozitate o centralizare, am avut anul acesta prezenți 1217 elevi, dovadă că de fiecare dată concursurile și olimpiadele, desigur, vă atrag, pentru că vă pun în valoare ceea ce faceți de-a lungul unui an școlar. Avem o sală plină de copii frumoși și talentați. Mă bucur pentru asta, mă bucur pentru voi că ați reușit să obțineți rezultate frumoase în acest an la limba și literatura română. Mă bucur că un număr atât de mare de elevi din județul Vrancea au participat la diversele concursuri organizate la nivel județean și la nivel național la limba și literatura română și că avem și rezultate foarte bune. Vă doresc să aveți o vacanță frumoasă, plină de bucurii și în toamnă să ne întâlnim la fel de voioși, cu zâmbetul pe buze și cu multe speranțe în noul an școlar. Elevii premiați au încurajat pe colegii lor să concureze pentru etapele naționale, pentru că, pe lângă faptul că acumulează experiență, se familiarizează cu mediul competitiv, ceea ce le este de mare ajutor în viitor. Pentru mine, Olimpiada n-a devenit doar o competiție cu ceilalți. De fapt, cred că am depășit stadiul ăla de competiție cu ceilalți și am ajuns să o privesc ca pe o competiție cu mine însămi. Și ca pe o autodepășire continuă. Și le spun și celor care, poate, nu știu, participă la Olimpiade doar pentru rezultate, că nu rezultatul este neapărat important, nu contează clasamentul, cât să știi întotdeauna cât ai depășit pe tine cel de ieri, pe tine cel de anul trecut și că poți mai mult de la tine și că poți să le dovedești celorlalți, să-ți dovedești mai ales ție însăți că poți. Ambiția este totul. Eu mi-am dorit extraordinar de mult de la începutul anului să ajung la etapa națională și am muncit foarte mult pentru lucrul ăsta. Nu neapărat pentru faptul că am considerat eu că am un mare talent, pentru că nu sunt cea mai talentată fată din județ. Și asta este clar. În schimb, se poate spune și așa. În schimb, mi-am dorit extraordinar de mult și cred că asta s-a văzut prin faptul că am ajuns la națională, toată lumea poate dacă își dorește și dacă într-adevăr plasează pe primul loc ceea ce este cu adevărat important pentru ei. Pe lângă diplome, cu sprijinul sponsorilor, Inspectoratul Școlar oferit elevilor cărți și câte un exemplar al revistei Oglinda Literară. Focșaniul a fost invadat de fluturi, insectele și-au făcut apariția de câteva zile și îi vor mai deranja pe focșaneni atât timp cât umiditatea va persista. Fluturii, denumiți științific autografa gamma din ordinul lepidopterelor, au fost atrași de precipitațiile abundente din ultimele zile, dar și de înflorirea teilor. Aceste insecte preferă zonele bogate în vegetație, întrucât nectarul florilor constituie principala lor sursă de hrană. Chiar dacă sunt inofensivi, numărul mare de fluturi îi deranjează pe focșăneni, care spun că nu au văzut niciodată o invazie atât de mare de astfel de insecte. Da, sunt mulți, mulți, mulți. Invazie mare de tot. Gârlă, mulți. Vă deranjează? Mă cam deranjează, dar ce se face? Asta cam intră prin ochi. De unde credeți că au apărut? Nu știu asta, nu pot să știu. Natura, natura. Avem plase la geam și nu au curaj. De unde credeți că totuși au venit? Din natură. De unde? Așa mult? Da, da. Credeți că e invazie din altă parte? No. Foarte mulți. Eu lucrez la grânița 8 și avem câțiva copăcei acolo. Erau foarte mulți.
De unde credeți că au hotărât? Că, nu știu, s-ar putea datorită ploilor, nu sunt sigură. Vă deranjează? E, în general, când vezi foarte mulți, chiar îți pui întrebarea ce-o fi, de ce au apărut. Specialiștii din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea dau asigurări că fluturii care au invadat focșaniul sunt inofensivi pentru om, însă ei pot provoca daune vegetației, în special arborilor. S-a putut observa în ultimele zile în orașul Focșan o multitudine de fluturi maronii care deranjează locuitorii tocmai prin numărul acestora. Fluturii maronii, denumiți științific Agraphora gamma, sunt fluturi comuni, foarte mult atrași de florile de tei, dar și de spațiile verzi în general, am putea spune. Rata lor de înmulțire în ultima perioadă se datorează suprapunerii perioadei de înflorire a teiului cu perioada mare de precipitații. Cei doi factori cumulați ducând la o creștere a numărului acestora. Probabil după trecerea florii teiului și scăderea precipitațiilor, se va ajunge la un echilibru în ceea ce privește numărul de fluturi și nu ne vor mai deranja. Sunt periculoși pentru om? Nu, nu sunt periculoși pentru om. Pot dăuna pentru frunze, plante, dar nu pentru om nici într-un caz, doar deranjează. Faptul că au apărut într-un număr atât de mare este o dovadă a unui important dezechilibru ecologic. Invazia de insecte va genera însă o invazie de păsări care se hrănesc cu ele. Cine trece spre Mărășești, în apropiere de Tișița, va vedea un lan de grâu dur de aproximativ 40 de hectare. Grâul Durum sau grâul tare este cultivat de tot mai mulți fermieri din Uniunea Europeană. Și au și de ce. Subvenția pe care o primesc cultivatorii este stimulativă pentru aceștia. Cel mai important lucru însă este prețul de vânzare, mult mai mare decât prețul primit pentru grâul comun de către agricultorii vrânceni. Grâul Durum este o cultură în extindere în agricultura țării noastre. Făina obținută din grâul Durum produce un aluat de calitate superioară pentru pastele făinoase care nu se lipesc, au un indice glicemic mai scăzut, nu îngrași la fel de mult și sunt hrănitoare, conținând o cantitate mare de proteine. Ca o curiozitate, grâul dur are un conținut mare de gluten, ceea ce conferă aluatului un grad mediu de flexibilitate și fermitate ridicată și îl face perfect pentru producerea de paste. O altă particularitate vis-a-vis de cultivarea cerealelor în județ o reprezintă existența celor 40 de hectare de grâu durum sau grâu splet, acel grâu care este utilizat pentru producerea făinii necesare în pregătirea preparatelor ca și glisine, ca și acele spaghete sau alte produse cu o rezistență la sfărmare. Vreau să menționez faptul că la nivel de țară se cultivă pe zonele unde sunt într-adevăr ca și preponderență partea de cultivarea cerealelor, dar și în Vrancea, ca și noutate, ca și încercare, la fel cum am precizat și cultura de ien. Se comportă la fel ca și grâul de mare? Exact, exact. Se comportă și necesită aceeași îngrijire ca și o cultură de grâu, atât de consum cât și de sămânță. Zonele favorabile pentru cultivarea grâului durum sunt Câmpia Dunării, Câmpia de Vest, Dobrogea și Sudul Moldovei. Sunt preferate cernoziomurile, suprafețele pe care nu băltește apa și arealele fără temperaturi extreme și cu suficientă căldură pe timpul verii până la maturitate. Lipsa precipitațiilor în preajma recoltatului, în luna iulie, constituind un avantaj. Institutul de Cercetări Agricole Fundule a creat două soiuri de grâu durum de toamnă, Pandur și Condur. Soiul Pandur este recomandat în Bărăgan și Dobrogea, iar Condur în Oltenia și Câmpia de Vest. Locuitorii comunei Broșteni și-au văzut visul cu ochii, cel puțin pe proiectul întocmit de către primăria locală cu bani primiți de la Consiliul Județean Vrancea. Trei sate, Broșteni, Pitulușa, Arva, au folosit, de când se știu, apa doar din fântânile și puțurile forate în capătul grădinii. De la finele acestui an însă vor avea apă la robinet 24 de ore din 24. An de rând, locuitorii din comuna Broșteni au cerut să aibă și ei apă la robinet, dar totul a rămas doar la nivel de dorință, căci voință din partea aleșilor nu a fost. În timp, oamenii s-au împăcat cu soarta, pe timp de secetă, cărând apă de la distanțe mari, cu căruța, cu mașina sau pe bicicletă. În ultimii 2 ani au fost ajutați de pompierii, care au trecut din poartă în poartă, lăsând apa necesară în gospodării. Ceea ce a fost o mare dorință a început să prindă contur, primăria primind deja 200.000 de lei, bani din care s-a plătit proiectul și s-au achitat cele 3 pompe.
În toamna anului acestui an, în 2013 și până în toamna anului 2014, va fi lucrarea de înființare a sistemului de alimentare cu apă la nivelul comunei Broșteni. În ce constă? În echiparea și denisiparea unui foraj existent care îl avem, facerea altui foraj existent pentru de rezervă, confecționarea unui bazin de 200 de metri cubi și de acolo distribuția se va face prin cădere. Cu acest lucru se va rezolva problema comunei Broșteni de foarte mult timp știută, că deci, comuna Broșteni la momentul acesta nu are înființat sistem de alimentare cu apă, iar alimentarea populației se face din puțuri proprii sau din fântânile publice existente. Deci cu această investiție și cu acest lucru, prin hotărârea de guvern 577, se va înființa sistemul de alimentare cu apă și într-adevăr un pas înainte către civilizație din partea locuitorilor comunei Broșteni. Avem probleme foarte mari cu apa, deși suntem în secolul 21. Nu avem apă curentă la robinete și suntem nevoiți să venim să luăm apă de la fântâni. Deci persoanele care au dispun de bani își forează în fundul curții o fântână, dar vă dați seama că ajunge la sume foarte mari. Eu știu la peste 10.000 de ron. Deci nu își poate permite oricine. Normal, nu își permite oricine. Acum se pare că o să aveți apă la robinet. Sperăm și noi ca autoritățile de la județ să ne poată ajuta împreună cu domnul primar și cu domnii consilieri să putem realiza acest vis care ne-l dorim de foarte mulți ani. Investiția va demara în toamna acestui an, urmând ca alimentarea cu apă să fie inaugurată fix peste un an, adică în septembrie 2014. Tinerii liberali propun focșănenilor o acțiune inedită la sfârșitul săptămânii. Cinema în aer liber este un eveniment la care accesul este gratuit și care aduce în România un concept popular în străinătate, filmul în aer liber. Prin evenimentul Cinema în aer liber, tinerii liberali focșăneni propun o alternativă la cinematograful clasic accesibilă tuturor. Evenimentul are ca obiectiv atragerea atenției publicului larg asupra cele de-a șapte arte savurată de această dată într-un mediu diferit, în aer liber în Piața Unirii din Focșani. Vor fi aranjate 400 de scaune, un ecran de 6 metri pe 4 și vom difuza un film de acțiune-comedie, care sperăm noi să fie foarte plăcut de focșăneni și să le ofere o seară frumoasă de vineri în Focșani. Organizația noastră, pe lângă alte obiective, are și acest obiectiv de a crea evenimente inedite în Focșani. La câți tineri vă așteptați să participați? Promovarea evenimentului a fost pe Facebook, înscrierile s-au făcut prin sistem online și în momentul acesta am ocupat toate cele 400 de scaune. Deci suntem la capacitate maximă. Piața va fi destul de ocupată, zic eu, și persoanele pot viziona filmul și din afara perimetrului care noi îl vom asigura pentru film. În primul rând am vrut să organizăm un lucru care nu s-a mai făcut în Focșani, din ce știu eu, până în acest moment, un cinema în aer liber. Evident că o organizare foarte atentă a trebuit să fie pregătită pentru un astfel de eveniment. Avem o autorizație eliberată de Primăria Focșani. Urmează să solicităm sprijinul jandarmeriei pentru a delimita perimetrul, să nu fie incidente, totuși e un număr considerabil de tineri. Avem achiziționată licența pentru difuzarea acestui film în spațiul public. Sperăm să ne ajute și vremea, prognoza arată foarte bine. Vă mai pot da un amănunt că din înscrierile care s-au făcut, media de vârstă este undeva la 22 de ani. Cu alte cuvinte, se pare că cinemaul e un domeniu de interes pentru tinerii din Focșani și ar trebui să ne preocupăm mai mult pentru astfel de domenii de cultură și de sprijinirea tinerilor să meargă înspre cultură. Toți focșănenii dornici să-și petreacă timpul liber într-un mod cu totul special sunt așteptați vineri, 14 iunie, începând cu ora 20, în Piața Unirii din Focșani. Organizatorii țin secret numele producției care va rula pentru a face o surpriză cineaștilor și nu numai. Biblioteca din Broșteni a devenit în ultimii ani un mic rai pentru copiii și elevii din localitate. Oamenii spun că bibliotecara a făcut minuni, reușind să atragă un număr mare de utilizatori, 75% dintre aceștia fiind copii și tineri din localitate.
În urmă cu aproximativ 4 ani, în comuna Broșteni era bibliotecă doar cu numele. În acea perioadă, o doamnă inimoasă, un primar care a dat o mână de ajutor considerând că o astfel de investiție merită și este benefică pentru localitate, au contribuit la renașterea bibliotecii. Acum, zilnic, elevii trec pragul pentru a împrumuta cărți de care au nevoie la școală sau pentru a lucra pe calculator diferite teme și cei mici sunt bineveniți, chiar dacă nu știu încă să citească. Îi vin la bibliotecă pentru a împrumuta documente. Se folosesc de internetul bibliotecii, pus la dispoziție în mod gratuit, pentru a-și face teme și temele date de la școală, mai ales proiecte și alte informații. Ei mai vin să socializeze. Până le vin rândul la calculator, merg în curte și fac diferite jocuri, au la bibliotecă puse la dispoziție jocuri educative, balansoare și alte activități. Supravegheate, bineînțeles, de bibliotecar. Aveți program pregătit pentru această vară? Da, încă de când s-a redeschis biblioteca, din 2008, a început clubul de vacanță, în vacanță la bibliotecă, unde elevii și chiar și preșcolari vin la bibliotecă pentru a-și face tema de vacanță și pentru a desfășura diferite activități educative, concursuri și alte jocuri, cu ajutorul voluntarilor, a doamnelor învățătoare, educatoare, a unor studenți, utilizatori ai bibliotecii și cine mai vrea să ne mai ajute. Biblioteca din Broșteni are un număr de aproape 6.000 de volume, multe dintre ele dăruite de Biblioteca Județeană Dulița Înfrescu din Focșani, dar și de diverse persoane particulare. Are în jur de 300 utilizatori activi, 39 de utilizatori trecându-i pragul zilnic. Dacă aveți cărți în bibliotecă și vă gândiți să le dăruiți, amintiți-vă de Biblioteca din Broșteni, unde o doamnă inimoasă adună cărți ca o furnicuță pentru locuitorii comunei de pe Valea Milcovului. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general instabilă. Îndeoseb ziua, temporar, înnorările vor fi accentuate și se vor semna la averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă-ți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!